Dar Scorpion, bine ați venit la horoscopul lunii septembrie. În sfârșit încep să se apropie planetele de o grada voastră. Multă vreme a fost pace și liniște. Nici o planetă nu trece prin Scorpion, dar ia câte la sfârșit de lună, pe 22 septembrie, intră Venus în o grada voastră, ceea ce sună foarte bine. Venus este una din planetele norocoase ale zodiacului. Și n-a mai fost de vreun an de zile Venus prin Scorpion. Atâta doar că la un moment dat, tot spre final de lună, Venus de acolo din ograda voastră va forma o cuadratură cu Pluto, nimeni altul decât guvernatorul vostru, pe 23, mai precis la grad exact. Dar este ultima strigare, să zicem așa. De ce? Pentru că Pluto se întoarce un pic undeva, va fi între granița dintre Vărsător și Capricorn și e o ușă. Îmi vine să-i spun că este o ușă. Depinde de ușă. Ce se întâmplă? Ce e dincolo de ușa asta? E o ușă care se închide după voi. Semn că gata, aici se termină o poveste, o etapă de viață, un ciclu, un efort pe care l-am depus. Îi pun lacăt și la revedere. Sau se deschide o ușă. Pentru unii poate fi o ușă eliberatoare. Mă eliberez, fug, mă schimb, nu mă mai uit înapoi, rup niște lanțuri, rup niște limite, schimb ce-i de schimbat, în timp ce pentru alții, gata, nu mai vreau să mă uit spre trecut, ce a fost a fost, ducă-se. Dar i-aș spune totuși că are rol eliberator, parcă veți rupe niște gratii din anumite puncte de vedere. Este și o perioadă karmică extrem de puternică. Și zic asta pentru că a venit perioada din an cu eclipse. Eclipse pe axa balanță berbec, ceea ce pentru voi este o zonă a vindecării, a închiderii unor capitole din trecut, a ieșirii dintr-o colivie. Cam ăsta e sentimentul. Sunteți într-o colivie și se deschide ușa sau se închide ușa. Tocmai de-aia depinde cum folosiți un astfel de moment așa la granița între ceva ce a fost și se termină și altceva care poate să înceapă. Fiecare cum simte. Mă întorc la colivia mea că eram într-o zonă de aparent confort, o aparentă protecție, eram cumva în siguranță sau dacă deschid ușa sau se deschide ușa sau prind ușa la colivie deschisă, Tulio, îmi iau zborul și nu mă uit înapoi pe diverse planuri. Din iubiri toxice, din într-o țară în care nu vă mai regăsiți, dintr-o casă în care nu mai puteți sta, dintr-o familie în care nu mai tolerați niște lucruri, de ce ceva în care deja nu mai puteți. Vi s-a umplut un pahar acolo, ceva care doare, ceva care v-a întors pe dos. Și este și acum o perioadă cu o eclipsă de toată frumusețea, va fi o eclipsă de lună în pești, deci puternic emoțională. Și iată, vorbim despre iubire, pentru că zona iubirii pentru voi, Scorpion, este acoperită de pești, unde tocmai v-am zis că are loc faza de lună plină, dar nu e o lună plină oarecare, ci este una cu eclipsă. E momentul ăla de prea plin, de dat pe afară, de dat în cloco, de revărsare a sufletului, care cine știe cât o fi ținut în el ceva. Suferință, regrete, neiertare, neuitare, deci ceva care... Da, îmi inspiră ideea asta de gata, nu mai pot, nu mai suport. Ceva ce nu mai suportați legat de inima voastră, de sufletul vostru. Poate ați prea stat în singurătate și nu mai suportați singurătatea. A stat într-o relație închisă, posesivă, marcată de gelozie, marcată de colivie de care vă ziceam. Nu mai pot, ziceți voi. Și pentru mulți se deschid aici niște supape deocamdată. E, acum rămâne de văzut, dacă tot se deschid supapele și dați pe afară, deversați din anumite puncte de vedere, ce faceți după? Se eliberează surplusul de emoție și vă întoarceți în banal, rutină, obișnuit? Sau, dacă tot ați dat pe afară, schimbați direcția? Scorpionul poate să o ia de la capăt ori de câte ori e nevoie. Scorpionul poate să zică punct și de la capăt și de 1000 de ori, nu stă în zone cu care nu mai rezonează.
Și poate unii tocmai asta ați resimțit de ceva vreme, că stați de prea multă vreme într-o stagnare, stabilitate, aparentă stabilitate, rutină, obișnuit, repetabilitate, ciclicitate și care nu vă place. Vă trebuie un pic de adrenalină, vă trebuie un pic de schimbare, de mișcare. Apa aia a voastră, că sunteți dodie de apă, apa aia trebuie să se învârtă, precum moriștile. Ori moriștile voastre pe undeva au stagnat în ultima vreme și v-ați dat seama. Și ați zis, opa, stai că trebuie să fac ceva cu moriștile astea, trebuie să dau un pic de apă la moară, trebuie să mișc un pic mlaștina asta. Și care poate să însemne orice. Reactivarea unei iubiri, reactivarea dorinței de a iubi, că poate stagnați de o vreme încoace, nu mă interesează iubirea, v-ați retras în singurătate, ați trăit în singurătate, poate nu v-ați retras, poate n-a fost dorință personală. Și cine știe ce s-o fi întâmplat toată vara pe acolo prin casa 8-a la voi, prin gemeni, v-o fi dat un pic de chef, de iubire. Poate a apărut cineva, poate v-a zăpăcit cineva, poate v-ați îndrăgostit de cineva, poate ați pus ochii pe cineva. În unele cazuri poate fi vorba și de iubiri paralele decât cele oficiale, în cazul în care cea de acasă a intrat în rutină și dezinteres și plictiseală, că pentru voi pasiunea e importantă. E o perioadă cu ape care se mișcă. Eclipsa. Eclipsa înseamnă că se dă la o parte o umbră de peste sufletul vostru, de peste inima voastră. Dar umbra asta depinde ce a însemnat. Umbra asta a însemnat singurătate, umbra asta a însemnat rutină, nefericire, sacrificiu, compromis. Mamă, câte lucruri poate să însemne umbra aia. Și ziceți, gata cu umbra, ia să o dau eu la o parte. Vreau un nou început, vreau altceva. Vreau apă curată în mlaștina asta care stagnează sau în singurătatea asta în care stau. Și de ce nu e loc de noi începuturi, de altceva? Poate nu neapărat altă relație, ci o schimbare de vibrație, de lumină, de registru în plan sentimental, care clar că depinde și de voi. Ce aduceți voi în povestea cu pricina? Nu uitați că intră Venus în ograda voastră, pe Venus, pe 22 septembrie, dar e luna asta. Venus este o planetă a iubirii. Apoi, dacă nu cu Venus în zodia voastră, atunci când? Cu Marte a trecut și el și încă mai este un pic la începutul lunii. Marte mai este un pic în gemeni, în zona pasiunii, după care intră Venus tot în zona pasiunii, în Scorpion. Deci un schimb de ștafetă e acolo între planetele care se ocupă de femeie, bărbat, de cele două laturi ale iubirii. Deci un schimb de ștafetă, dacă bărbatul a fost mai pasionat în prima parte a lunii, devine femeia mai pasională în ultima parte a lunii. E așa un du-te vino. Dar poate un pic desincronizați. Și dacă tot se trezesc doi oameni că sunt desincronizați, când ți-am dat eu, tu n-ai avut nevoie, acum dai, dar n-am eu nevoie. Posibil să fie și asta. Sau fiecare se uită și în alte direcții. Energia gemenilor, care a fost foarte activă în ultima vreme, și nu numai a gemenilor, și a peștilor, care tot o zonă duală reprezintă, și a balanței, care tot o zonă cu două talere reprezintă, multe lucruri pe două fronturi s-au întâmplat. Două relații, două personaje, una la vedere, una mai ascunsă, pentru multe zodii, nu numai pentru scorpioni, încât și scorpioni e posibil să fi trăit iubiri paralele, secrete. Mai mult decât atât, înainte de a intra Venus la voi în ogradă, Venus se va întâlni în casa 12-a cu nodul sud, cu Lilith, cu luna și cu asteroidul căsătoriei, undeva la începutul lunii. O suprapunere karmică foarte profundă, într-o casa 12-a care înseamnă secretele voastre, ascunzișurile voastre, tainele voastre, lucrurile alea pe care le-ați ținut doar pentru voi, da, a intimității, încât în unele cazuri, evident, nu toată lumea, iubirile nu sunt alea la vedere, nu sunt alea cu care defilați prin oraș și vă țineți de mână, sunt alea secrete, ascunse, în planul 2, și mai ales aici poate fi vorba de iubiri ciudate, bine să le spun, pentru că este implicat Lilith. Deja Lilith când intervine e zona ispitei, zona viciului din anumite puncte de vedere, a adulterului, a altei femei din viața unui bărbat sau a altei relații din viața unei femei. Se poate și asta. Există aventuri secrete, pasiuni paralele,
se poate. Și în unele cazuri de acolo vine pasiunea, de acolo vine prea plinul ăla, prea multul ăla, energia, obsesia, fantezia, da? Pot fi și obsedante iubirile acestei perioade. Pot fi de astea care devin un pic bolnave pentru unii, evident, pentru cei care dau multă apă la moară pasiunii și care pun mult preț pe zona asta și care pentru Scorpion este foarte importantă. În ce privește viața de cuplu, și acolo este activitate, pentru că zona cuplului este acoperită de Taur, care a fost foarte activă tot anul. Iar acum mai au loc două trigoane foarte bune, și anume Uranus, de acolo din Taur, că singura planetă care a mai rămas o vreme în Taur este Uranus, va forma două trigoane foarte bune cu Soarele și cu Mercur din Fecioară și sunt ultimele trigoane de acest fel din toate timpurile. Pentru că peste încă un an, când eventual vor mai trece aceste planete prin Fecioară, nu o să mai fie Uranus în Taur la momentul respectiv. Posibil să fie vorba de planuri de viitor, să puneți în aplicare niște planuri de viitor cu persoana iubită. Începeți să le faceți, nu doar le visați, le promiteți, le gândiți. Hai să le facem, ziceți voi. O zonă a trecerii la fapte. Tot ce face bine relație, evident. Hai să, puncte, hai să facem afaceri împreună, hai să facem o casă împreună, hai să facem, să muncim la ceva împreună, indiferent ce înseamnă proiectul ăla. Un copil poate fi un proiect, o muncă împreună într-o afacere, e un proiect, ceva care să-i pună pe cei doi cumva la aceeași căruță și să tragă pe cât posibil în mod egal. Poate fi o perioadă cu entuziasm, cu stimulare reciprocă, bravo, nevastă, bravo, bărbate, ce tari sunt planurile noastre, hai să tragem amândoi mai departe. Care le vedeți așa că se clădesc sub ochii voștri, crește ceva, progresează ceva din planurile pe care cei doi le pun la cale, prin muncă, pentru că este vorba de Fecioară, Fecioara pune mâna și face, Fecioara se înhamă la o căruță și trage, nu doar visează, nu doar planifică, ci chiar se apucă de treabă. Vorbeam de treabă, hai să vorbim și de muncă, pentru că și acolo este ceva activitate. Nu atât de intensă pe cât a fost până nu de mult. Zona locului de muncă pentru voi este acoperită de berbec, pe unde nu se întâmplă nimic, cel puțin nu luna asta. În schimb, luna viitoare va fi lună plină în berbec și va fi super lună plină. Deci o lună plină cât casa în zona locului de muncă. Așa că vom vorbi în octombrie despre un prea plin, despre un coș care se umple, despre un moment de apogeu, despre un moment de plenitudine, că asta înseamnă luna plină. Acum poate mai degrabă vă preocupă niște lucruri strâns legate de zona carierei, care e acoperită de leu pentru voi și care a fost vânzolită toată vara. Pe aici a trecut luna trecută Soarele, a fost lună nouă în leu în luna august, Mercur a trecut de două ori prin leu în iulie, august și iată și un pic din septembrie. Tot Mercur de acolo din leu a format trei quadraturi, printre care una în această perioadă, o ultimă quadratură cu Uranus din Taur. E a treia oară, a treia oară de anul ăsta, vreau să spun. Deci la câteva săptămâni diferență s-a mai format odată această quadratură. Și fiind ultima, cine știe, unii aveți un moment de ăsta de dorință de a încheia un contract, o colaborare, un proiect în strâns legătură cu altcineva. E poate o dorință de independență pentru mulți. Poate tot anul v-ați gândit la independență și cine știe, ori luna asta, ori poate chiar luna viitoare cu luna plină, să nu vă mire acele mari puncte de la capăt pe care sunteți gata să le faceți, să încheiați un capitol, să terminați ceva care nu vă mai reprezintă, nu vă mai place, nu vă mai aduce satisfacție. Poate asta va face și acel Pluto care e așa undeva între Capricorn și Vărsător și care vrea să încheie niște capitole. Capitole care pentru noi durează de ani de zile, cine știe, și de 15 ani de când a trecut Pluto prin Capricorn, sunteți într-o răscruce, unii, evident, că nu toți scorpionii schimbă jobul, schimbă direcția, schimbă proiectele, schimbă colaboratorii. Sunteți așa gotroia. Dar cum luna plină e dita mai becu, dita mai îndrumătorul, luna viitoare, probabil până atunci veți clarifica ce vreți de la viitor.
Inclusiv zona viitorului pentru voi este acoperită de fecioară, unde are loc faza de lună nouă în această perioadă. Și o lună nouă un pic destabilizatoare, așa, pentru că va fi și un Saturn implicat acolo, sunt multe opoziții, deci sunt multe lucruri pe care nu le mai tolerați. Nu mai îmi plac, ziceți voi, nu mă mai satisfac, nu mă mai împlinesc pe plan profesional, dar în unele cazuri și în plan sentimental. Parcă ziceți, ori muncesc prea mult pe nimic, ori muncesc prea mult, dar nu sunt apreciat la justa valoare, ori da, muncesc pentru că energia fecioară înseamnă multă muncă, dar nu-mi place, nu e pe vibrația mea. Și posibil, unii deja de vreun an de zile să fi schimbat câte ceva. Ați învățat lucruri noi, ați ajuns în momente de astea de răscruce, ce fac, o iau într-acolo sau într-acolo, mă întorc la trecut sau trec podul dincolo în viitor, rup colivia asta, rup gratile astea care nu mă mai satisfac. La unii se nasc acum niște planuri, vise, speranțe noi de viitor, intuiție multă, visare multă, iluzie multă, poate fi și iluzie, aș vrea, mi-aș dori, multe lucruri încep cu mi-aș dori. Și unele sunt posibile, evident. Va intra Marte în rac la un moment dat. Marte fiind chiar guvernatorul vostru. Și Marte va forma la un moment dat și un mare trigon cu Saturn. Posibil să vă... Și n-a mai fost un astfel de trigon de, cred că de vreo 30 de ani. Trigonul ăsta dintre Marte în rac și Saturn din pești s-ar putea să vă deschidă o fereastră, o portiță, care să vă învețe un lucru nou, să doriți să învățați un lucru nou, ceea ce poate să însemne a porni pe o cale educațională, bine să spun, să vă înscrieți la un curs, să învățați ceva nou, să învățați ceva vechi, ceva vechi însemnând o dorință de-a voastră de cine știe când, dorința voastră din copilărie, dorința voastră din liceu, pe care din diverse motive, acum 30 de ani, că atunci a mai avut loc acest eveniment, nu v-ați putut îndeplini visul ăla și l-ați lăsat acolo pe planul 2, zicând că cine știe vreodată la pensie, mă apucă și pe mine cu tare lucru. De ce nu? E loc și de împlinirea unor vise foarte vechi, tardive, că ziceați că sunt prea bătrân ca să mai fac chestia asta. Niciodată nu ești prea bătrân. Saturn este o planetă a timpului. Deci cine știe de când ați pus voi pe linie moartă o idee, o dorință, un vis, o speranță și n-ați mai alimentat-o. Sau doar așa, din când în când, mi-am dorit cu tare în copilărie, în tinerețe, în facultate și n-am făcut lucrul ăsta. Ascultați-vă un pic amintirile. Răscoliți-vă un pic amintirile că s-ar putea să fie pe acolo o informație foarte veche care poate fi activată, să-i dați un pic de apă, să crească. V-am spus că e o perioadă în care dă pe afară ceva. Deschideți niște supape. De ce nu și un astfel de vis foarte vechi de natură profesională care e acolo? Nu-i moartă ideea respectivă, n-ați renunțat la ea, poate din când în când, așa, mai treceați în revistă, că băi, mi-am dorit eu în liceu să fiu psiholog și n-am putut, de ce nu acum? Sau orice altceva. În unele cazuri poate fi vorba chiar de inspirație divină care să vă zică îți place ce faci, te reprezintă profesional, jobul, meseria, îți place, pentru că asta a făcut nodul nord prin zona locului de muncă încă de vreun an încoace. V-a pus întrebarea, e pe vibrația ta? Cei care au zis că da, domnule, e pe vibrația mea, la ei nu o să apară nicio schimbare. Dar cei care în ultimul an, nu e vibrația mea asta, pentru voi deja se aprinde beculețul ăla al ferestruica asta către ceva nou. Sau către ceva vechi, cum am zis, către lucrul ăla de odinioară pe care din diverse motive nu l-ați dus la îndeplinire și care acum poate, abia acum poate să vă ducă pe calea aia predestinată. Nodul nord, prin zona locului de muncă, s-ar putea să vorbească de vocație, de misiune personală, de meserie predestinată. Venim pe lume cu căsnicii predestinate, cu țară predestinată, cu o grămadă de lucruri scrise să se întâmple. Trebuie să mi le preiau ca să îmi îndeplinesc misiunea. În unele cazuri poate fi vorba, sau poate în majoritatea cazurilor, este vorba și de meserii
predestinată și voi, scorpionii, v-ați gândit foarte mult la meseria predestinată. Și de-aia poate cine știe, ani de zile ați colindat prin alte meserii, așa că trebuia să vă câștigați pâinea, că ați crezut că e calea potrivită și vine un moment de ăsta de clic și de eclipse și de suprapuneri karmice și de săgeți trimise către voi, cum? Prin inspirație și intuiție și începe să ziceți, nu e misiunea mea. Eu trebuia să mă fac șofer de tir. Mă duc să mă fac șofer de tir. Ești nebun, ce te-a apucat? Uite așa m-a apucat pe mine. Ăsta e drumul meu, asta trebuia eu să fac. Cine știe ce rol urmează să vă jucați în viața altora sau în misiunea voastră de viață prin natura meseriei. Sunt. Cred că toate meseriile sunt karmice. Psihologii, doctorii, profesorii, o grămadă de meserii sunt de cu rol major în viața altora. Fără pompier, la un moment dat, cine știe ce s-ar fi întâmplat, fără medic, fără o grămadă de alte lucruri. Deci, posibil foarte mult, scorpion, să faceți cunoștință, să ajungeți în răscrucea aia care vă duce una spre drumul ăla obișnuit, ăla rutinat, ăla din totdeauna, fără să vă satisfacă și puteți rămâne pe el, în timp ce alții ajungeți în răscrucea aia în care puteți să mergeți pe calea aia dată. Meseria predestinată, meseria egal vocație, egal ce trebuia eu să fac în momentul când am venit la întrupare. Și nu e exclus să mai fi trecut pe parcursul vieții prin această răscruce. Dar, din diverse motive, tot pe o altă cale ați mers. Vi se oferă din nou. Ați ajuns din nou în sensul giratoriu, deci aveți grijă ce decizii luați. Dar acolo ceva în interiorul vostru și ăla este spiritul, strigă, ia-o pe acolo, ia-o pe acolo. Puteți să nu-l auziți. Sigur că puteți să mergeți în continuare pe calea, pe voința pe care o aveți. Dar în unele cazuri, vocea aia interioară e mult prea gălăgioasă ca să nu auziți și să o urmați. Și vă doresc să faceți decizii înțelepte.